this match is scheduled for one fall, making her way to the ring, Tamina Snuka. Tamina, spune și melodia de intrare a Taminei. Seamănă foarte mult aceasta cu tatăl său din toate punctele de vedere, fizic, ca manevre și ca melodie de intrare. La fel cum se întâmplă și în cazul de Natalia, care a preluat de la fel de multe de la tatăl ei, la fel de celebru. Natalia! Natalia Neidhart și Tamina Snuka, cu siguranță undeva în un bar, tații celor două dive se uită împreună și spun, mai ții minte când eram noi în ring? Mi-aduc aminte totuși dacă s-au prins într-un meci Jimmy Snuka și Jim Bienville Neidhart. Jimmy Snuka un pic mai înainte ca generație de copii. Neidhart. Două dive foarte bine înzestrate din punct de vedere fizic, două dive destul de tehnice. Putem avea mai multe moduri în care se decurge acest meci, aici depinde doar de prestația lor. Începe așadar meciul dintre Natalia Neidhart și Tamina Snuka. Început așa cum ne așteptam, un pic cam tehnic. Arbitrul intervine acolo și este ocazia perfectă pentru Natalia să se strecoare în acest meci. Trebuie să fie foarte atent arbitrul în acest meci. În cazul femeilor, când vorbim și de un păr destul de lung, trebuie să fie și mai atent pentru a nu exista trageri ilegale. Foarte frumos ai venit mai devreme Natalia de la podea, acum cu o priză asupra gâtului, încearcă Tamina să controleze acest meci. Natalia cu o tranziție frumoasă, Tamina se ridică și ea pe picioare. Este un schimb ce primește aplauze din partea publicului. În mod normal, într-o federație independentă, unde se apreciază mai mult asemenea meciuri, a venit ropot întregi de aplauze. Publicul din WWE este mai pretențios, așa că altceva de la superstaruri. Mai multe manevre de pe cort, mai multe manevre de impact, mai puțin manevre tehnice. Ce ciop! Uite, asta este o manevră de impact, așa cum își doresc fanii. Tamina cu numărătoarea 2 și jumătate. No, a vrut acolo Tamina un salt, a crezut că Natalia va veni după ea. Experiența superioară a Nataliei, călită în temnița familiei Hart, își spune cuvântul, iată-o pe Natalia, cât de arogantă. Este, s-a așezat pe adversarea ei încercând să o numere acolo. Natalia, din nou la treabă. Aroganța și modul ei sfidător de a se comporta în ring o recomandă drept una dintre cele mai cu atitudine dive din WWE. Până acum titlul divelor nu s-a lipit de această canadiană, dar timpul nu este pierdut. Numărătoare acolo. Cred că Tamina
Pris-o pe Natalia cu umerii la podea. Un close line însă sănătos, cred. Da, fost convins că va încheia meciul cu manevra asta Natalia. Oricât ar fi aia de puternică, până la urmă vorbim aici și de o persoană foarte rezistentă ce este adversară. Mi-aduce aminte de meciul dintre Miguel Angel Cotto și Manny Pacquiao. Fiecare dată când lui Pacquiao îi vedea Cotto capul în spate cu un pumn bine plasat, acesta devenea și trecea din nou atragă. Și este și Natal și Tamino foarte bună în casatoare. O nouă manevră reușită a Taminei de această dată. N-am mai văzut de mult una, poate doar de la începutul meciului. Natalia ratează complet, Tamina poate profita. Trebuie să se miște foarte rapid, câteva ciopuri acolo sănătoase. Încă unul gustă prea des din podea pentru propriul plac acest Natalia Neidhart. Vine cu numărătoarea. Amina, dacă am grăbit. Tamina se duce pe colțul ringului pentru acel salt ce l-a făcut celebru și pe tatăl ei. Sigur este că Natalia va încerca șanțul în această seară. Cred că asta vrea cât pe acest să-i și iasă. Foarte atentă Tamina, se vede că și-a făcut temele pentru acest meci. Natalia revine în ring, este preluată de Tamina. Un Samoan drop de excepție și de aici Tamina își poate face manevra de final. Acel splash a la Jimmy Superfly Snuka. Tamina! Sare Tamina! Perfect, o prinde acolo pe Natalia. Din asta nu se mai poate ridica. 1, 2, 3 și super fly splash-ul. Aduce victoria Tamina. Here is your winner, Tamina Snuka! Leila este campioană a divelor, iar Tamina, prin victoria din această seară, arată că oricând ar putea deveni și ea o pretendentă la acest titlu. Vreau să cele mai importante momente din acest meci. Practic, s-a încheiat după Samoan drop dat de către Tamina. Venit Super Fly Splash. Să ne să mai ridici. 1, 2, 3, victorie. Gata, cât de sus, cât de sus s-a pus Tamina. Poate viitoarea campioană a divelor în fața noastră, Tamina Snuka. Urmează main eventul din această seară, Tyson Kidd, Justin Gabriel, Johnny Curtis, Heath Slater, împărțit în două echipe. Cine va câștiga plângând împreună, dar vă lăsc cu noi.